Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou clip. Ce spuneți, vă place background-ul din spatele meu? Am zis să mai diversificăm puțin. Măi, înainte de a începe clipul de astăzi, vreau să vă mulțumesc pentru cele 1200 de vizualizări făcute la clipul despre Revolut. Este pentru mine un nou record, pentru că nu am mai avut la niciun clip pus până acum pe YouTube atât de multe vizualizări. Și sper că acel clip v-a fost de folos și v-a oferit informațiile de care voi aveți nevoie. Hai să dăm drumul la clipul de astăzi. În clipul de astăzi vreau să vă arăt ce unelte, să le spunem așa, am folosit eu și folosesc pentru a face vlog. E bine, având în vedere că la început nu știam cum o să evolueze acest canal de YouTube și nu știam dacă am timpul necesar să uploadez videoclipuri periodic, am zis hai să începem ușor. La început o să filmez pur și simplu cu telefonul din mână. Așa că primul meu clip am luat telefonul și l-am pus așa. Am dat pe filmare și am început să mă filmez. Bineînțeles, am filmat cu camera din spatele telefonului pentru a avea o claritate cât mai bună, deoarece camera din fața telefonului, cel puțin al meu, nu are o claritate așa de bună și se vede cam urât. După care am zis, băi, totuși, dacă am început să fac vloguri, hai să ne cumpărăm și un trepied, mai de low budget, așa. Și am achiziționat acest trepied. Un trepied micuț pe care nu îl recomand, este foarte, foarte oribil, nici nu mai știu de unde l-am cumpărat. Cred că un singur clip am filmat și m-am ajutat de el pentru că mi-a trebuit doar pentru ajutor, în rest nu a fost așa bun. Și am achiziționat un alt trepied, ca și mărime este la fel cu acesta, doar că mult mai bun era, l-am luat de pe AliExpress. Picioarele mult mai stabile, iar prinsoarea pentru telefon mult, mult mai stabilă. Cu acel trepied micuț am filmat câteva din clipurile mele. După care, din păcate, i s-a rupt un picioruș. Și am zis, băi, ok, ăsta e un semn, trebuie să trecem la nivelul următor. Piciorușul de la acel trepied s-a rupt chiar în momentul în care îmi făceam vlogul din Viena. În cazul în care nu l-ați văzut, îl găsiți pe canal. După cele întâmplate, am plecat în Turcia, bineînțeles filmând în continuare vlogul din Turcia cu acel trepied micuț cu un picioruș rupt. Da, am filmat destul de greu, știu, dar au ieșit vlogurile destul de ok. Acolo am găsit un trepied super, super fain care mie mi-a plăcut destul de mult. Anume, este vorba despre ăsta. Un trepied mult mai mare, cu o prinsoare a telefonului mult mai bună, foarte bună, și cu reglaj poți să-l apleci mai jos, poți să ridici mai sus, foarte, foarte tare. Opa, lasă-ți cap. Acesta mi-a plăcut foarte mult. Din păcate, aceeași chestie a pățit și acesta. A mai rămas doar cu două picioare pentru că unul s-a rupt. Băi, ce ghinion am! Extraordinar ghinion! Dar îl putem folosi în continuare, putem filma cu el așa, nu-l mai putem pune pe o masă, pe ceva ca să stea telefonul, dar asta este. Următoarea unealtă pe care o folosesc în vlogurile mele este acest stabilizator Osmo Mobile 2 pe care l-am primit cadou. Și acest stabilizator își face treaba de minune. Chestia cea mai mare pe care mă deranjează la el este că trebuie să filmez cu camera din față a telefonului. Și după cum v-am spus, camera din față a telefonului meu nu este așa de bună. Important este că acest stabilizator își face treaba foarte bine și are o stabilizare excepțională. Am câteva vloguri, le găsiți la mine pe canal cu acest stabilizator. Acest stabilizator, când vrei să îl cari cu tine, vine cu o cutie a lui foarte, foarte tare. Scrie DJI pe ea. Este foarte, foarte șmecheră. Când mergi undeva, îl poți băga în asta și îl poți lua cu tine. Nu trebuie neapărat să-l cari în mână sau mai știu eu ce. Ei bine, la toate aceste obiecte trebuie să adăugăm și unul de sunet. Iar pentru sunet
folosim o lavalieră luată de pe Amazon.uk. A costat în jur de 14 lire. Cred că da, atunci a fost 14 lire când am luat-o eu. Acum nu mai știu cât este prețul, dar mă gândesc că tot pe acolo. Consider că sunetul cu această lavalieră s-a îmbunătățit destul de mult. Voi ce părere aveți? Eu cel puțin cred că sunetul se aude mult, mult mai bine cu această lavalieră. Bineînțeles, este mai complicat să filmez vloguri cu ea pentru că ai cabluri și te cam încurcă când filmezi, dar asta este. În momentul de față filmăm vlogul cu un Nikon, un DSLR, pentru că avem un DSLR, dar îl folosim mai mult pentru poze. Nu poți să faci vloguri cu el pentru că este foarte greu și te-ar durea mâna să-l ții în continuu așa. Voi cu ce filmați? Ia spuneți-mi în secțiunea de comentarii voi cu ce filmați sau cu ce vă faceți vlogurile, pentru că eu cam astea le folosesc deocamdată și când o să facem un upgrade am să vă arăt și vouă. Nu uitați să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce folosiți voi ca să faceți videoclipuri. Eu am fost Claudiu, iar până data viitoare v-am salutat. Ciao!